Investiție în protecția mediului. Consiliul Județean Hunedoara a semnat contractele de furnizare a 10 de autobuze electrice plus stațiile de încărcare aferente. Este vorba despre proiectul Green Line Valea Jiului, un proiect care vizează dezvoltarea unui transport prietenos cu mediul, dar și îmbunătățirea condițiilor pentru cei care folosesc transportul public. Iată că astăzi semnăm contractul de furnizare de autobuze electrice și stații de încărcare pentru autobuzele electrice, pentru Valea Jiului. Dacă și de azi încolo se mai căiește careva că nu s-a făcut acest program Green Line pentru Valea Jiului, se înșeală amarnic. Rămâne doar, după semnarea contractului, să mai stabilim culoarea autobuzelor. Dar vă anunț în mod oficial că nu va fi culoarea roșie. Nu cumva să aibă careva trepidații sau să facă palpitații la inimă că o să stabilesc culoarea roșie. Felicitări! Linia verde de autobuze electrice urmează să deservească localitățile Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani. Proiectele sunt realizate în parteneriat cu AT-urile din Valea Jiului, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Zonal Green Line. Primarii din zonă spun că proiectul vine în sprijinul localnicilor. La momentul 2020, de când domnul președinte Laurențiu Nistor a preluat conducerea Consiliului Județean, au preluat și ca lider de proiect și am reușit să deblocăm situația în care trebuie să vă spun că eram și așa cum vedeți și noastră astăzi deja am reușit să semnăm contractul de finanțare. Este un proiect foarte bun pentru noi, pentru Valea Jiului și este după Apa Serv un al doilea mare proiect integrat pentru toată Valea Jiului, adică beneficiază de acest proiect toate localitățile din Valea Jiului. Proiectul are două componente și în primă fază în Valea Jiului vor ajunge 8 autobuze plus stații de încărcare lentă și rapidă. În total, prin cele două contracte de furnizare vor fi livrate aproape 30 de autobuze electrice, 12 stații de încărcare rapidă, 30 de stații de încărcare lentă, 2 stații de încărcare rapidă pentru autovehicule și autobuze electrice plus alte echipamente. Săptămâna viitoare, dacă toate lucrurile merg bine, este scoasă la licitație și partea a doua, componenta construcțiilor și în condițiile acestea sperăm ca la începutul anului viitor tot ceea ce este bani pe por pe acest proiect să fie cheltuit. Dacă nu, trebuie să punem noi Consiliul Județean. Eu cred, la ora când discutăm noi, că proiectul se va fi încheiat la 31 decembrie 2023. Termenul de livrare prevăzut în contract este sfârșitul lunii octombrie 2023. Societatea care a câștigat licitația spune că în câteva luni, pe traseele de transport în comun din Valea Jiului, vor circula autobuze electrice de ultimă generație fabricate în Turcia. Pariem pe autobuzele electrice pentru că ele reprezintă trecutul, viitorul, prezentul, tot ce este mai bun acum pentru noi, pentru că ele practic protejează mediul în care trăim, ne oferă un viitor mai curat pentru noi toți până la urmă. Iar toate fondurile europene care sunt disponibile acum sunt destinate acestor vehicule total nepoluante. Deci vorbim acum despre autobuze 100% electrice, autobuze care nu produc NOx absolut deloc și care ne protejează mediul în care trăim, fiecare dintre noi. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, a mulțumit echipei de implementare a proiectului, care va aduce un plus de confort în Valea Jiului. Iarăși spunea presa să laudă Nistor. Nu mă laud, așa a fost. Proiectul a fost blocat, iar după venirea mea la Consiliul Județean, prin măsurile pe care le-am luat împreună cu primarii din Valea Jiului, am reușit să deblocăm acest proiect și iată, astăzi semnăm contractul de livrare a autobuzelor. Valoarea totală a celor două contracte semnate recent se ridică la aproape 66 de milioane de lei. Linia verde de autobuze electrice va deservi 4 trasee care însumează 125 de kilometri dus întors în zona Băii Jiului. Conducerea Consiliului Județean spune că până acum s-au semnat contracte de finanțare pe fonduri europene de peste 1 miliard de euro.